Drumul județean DJ108 din stațiunea climaterică Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, va intra în a doua modernizare după ce primul proiect nu a fost finalizat. Sectorul ce urmează a intra în reparație are o lungime de 700 de metri pentru realizarea lucrărilor. Consiliul județean Brașov a lansat o licitație cu o valoare estimată de peste 1.700.000 de lei, cu tot cu TVA. În caietul de sarcini, aferent licitației, se arată că pentru modernizarea întregului drum județean DJ108B a fost semnat un contract de lucrări din anul 2018 cu firma Morani. În cadrul acestui contract de execuție s-au executat lucrări conform proiectului tehnic pe tronsonul pentru care a fost lansată licitația din 10 iulie, infrastructura drumului fiind modernizată până la turnarea stratului de binder. Stratul de uzură nu s-a putut turna din cauza necesității executării lucrărilor de coexistență cu linia aeriană de energie electrică, lucrări ce au fost finalizate doar la finele lunii octombrie 2023, se arată în caietul de sarcini. Între timp, se mai arată în documentul amintit în anul 2022, SC Morani Construct SRL a intrat în insolvență, iar administratorul judiciar a realizat unilateral contractul cu administrația județeană brașoveană, care nu a mai putut continua astfel proiectul. După rezilierea contractului, Consiliul Județean a făcut o recepție a stadiului fizic a lucrărilor executate și a contractat serviciile unui expert tehnic autorizat care să determine calitatea intervențiilor. Concluziile expertizei arată că starea îmbrăcăminții asfaltice existente este rea, fiind necesare lucrări de stabilizare a binderului existent și a stratului superior de piatră spartă, pe adâncimea de 18 cm, refacerea fundației de piatră spartă și stabilizarea acesteia pe zona de intersecție, așternerea straturilor asfaltice noi, precum și lucrări privind scurgerea apelor, semnalizări rutiere orizontale și verticale, se mai arată în caietul de sarcini. În cazul în care va fi semnat un contract de lucrări pentru cei 700 de metri de drum, constructorul va avea la dispoziție 60 de zile pentru finalizarea proiectului.